Salutări și bine ați revenit la un nou episod din Terari. Săptămâna trecută am fost, după foarte mult timp, la o clasă de primară, clasa 1, unde învățătoare este o fostă colegă de-a mea din liceu, iar asta mi-a adus aminte de faptul că reptilele sunt un pet extraordinar pentru copii. De ce? Asta vreau să vă explic în episodul de astăzi. Un șarpe sau o șopârlă poate reprezenta un animal super cool pentru copilul tău. De ce? Pentru că totdeauna ne place să fim în centrul atenției ca și copii, ne place să avem chestii pe care ceilalți nu le au și să ne simțim oareșcum mai special, nu? Cred că toți ați fost la vârsta în care aveți sentimentele acestea. De aceea, cred că un șarpe care îl face pe copil să fie super entuziasmat poate fi un animal destul de atractiv pentru el și va capta foarte mult atenție. Ce să vă arăt eu acum? Un șarpe este foarte ușor de întreținut, neavând nevoie de foarte multe chestii. Doar de un terariu, un vas cu apă, o ascunzătoare și substrat, unde se pot folosi și șervețelele sau ziarele ca și substrat, însă în cazul unui singur șarpe nu cred că este dificil de a achiziționa o cărămidă de cocos și a folosi cocosul ca și substrat. Când își face nevoile, ei vor strânge fecalele și le vom arunca foarte simplu și foarte ușor de îngrijit. Când vine vorba de costuri, și aici șarpele are un foarte mare plus, deoarece totul este destul de ieftin. Când vine vorba despre animalul în sine, prețul acestuia poate fi de 100, poate 200 de lei, un pui de corsnic. Mai avem nevoie de un terariu, care acesta va fi probabil ceva mai scump, 200-300 de lei. O ascunzătoare, puteți să cumpărați o ascunzătoare de cocos din pet shop-uri, se găsesc din ce în ce mai des, care nu știu exact cât costă, însă o puteți face foarte simplu, cumpărând o nucă de cocos din supermarket, tăind o pulcată de nea și scobind ce e la interior. Am și un clip despre chestia asta, prima cutie a șarpelui, o să pun linkul în descriere, pentru că la mărimea aceasta nu consider că este nevoie un terariu, acesta ar trebui luat când șarpele se face mai mare. O cărămidă de cocos este 15-25 de lei. Aceasta se barbe în apă, se umflă și puteți folosi foarte mult timp cocosul acesta la un pui de șarpe sau chiar la un șarpe mai mare. De aceea costurile nu sunt foarte mari inițiale, iar când vine vorba de întreținere ulterioară, costurile sunt și mai mici, deoarece nu vor avea nevoie decât de un șoarece pe săptămână și apă proaspătă întotdeauna. Deci, super ieftin. El are 12 ani, e mai mare șarpe. Când vine vorba despre mizerie sau gălăgie, o reptilă nu va face așa ceva prin casă. Nu veți vedea așa ceva, smocuri de păr sau vecini care să vă ciocă de la ușă, pentru că cineva nu mai tace din gură. Deci, încă un punct în plus pentru reptil. Ultimul punct este responsabilitatea. Un copil va învăța să fie responsabil față de animalul său, însă totuși cu pași mici, deoarece, spre diferență de câine sau pisică, nu va necesita foarte multă atenție și foarte multe chestii de făcut, gen pus mâncare, pus apă fiecare zi sau dus afară. De aceea, un șarpe poate reprezenta primul pas către crearea responsabilității unui copil. Cam atât și pentru astăzi. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like și distribuiți să vadă și prietenii voștri. Până data viitoare, nu uitați, promovați teraristica. Vă salut!